Bună ziua, doamnelor și domnilor! Mulțumesc presiei pentru că ați dat curs invitației noastre. Au expirat cele 24 de ore pe care le-am dat ieri în cadrul conferinței de presie Ministerul Afacerilor Externe pentru a dezminți informația mincinoasă care a fost plasată pe site-ul oficial al Ministerului și tirajată în presă despre Partidul Politic Pace, despre mine și despre delegația care a fost reținută abuziv la Moscova și eu am fost plasat într-un izolator în care am stat aproape 16 ore. Ministerul de Externe nici până la această etapă nu a considerat necesar să vină cu o reacție, să ne informeze despre cine și de ce au plasat aceste informații eronate și mincinoase. Din acest considerent am decis să aducem mai multe probe. Ieri am publicat mai multe probe cu privire la biletul procurat, demersul către ambasadă, demersul către Ministerul de Externe, care au fost trimise pe data de 2. Am remis materiale cu privire la vaccinele pe care le aveam, testul COVID-19 și multe, multe alte lucruri care au demontat toate minciunile lansate de Ministerul de Externe. Acest lucru l-am informat ieri că astăzi, după 24 de ore, dacă nu vor ieși cu informații, să dezmintă, inclusiv asupra faptului că nu aș fi fost reținut, dar toți trenii m-au aflat în zona de tranzit, că voi publica un material video cu privire la cum au avut loc evenimentele în această zi de duminică, 4 iulie, foarte complicată pentru toată echipa noastră și pentru mine personal. Țin să menționez că pe tot parcursul acestei perioade am fost fără cartelă la telefon, dar cu părere de bine am păstrat la mine telefon, așa cum au păstrat și toți alții deținuți. Sunt anumite imagini, o să vedeți că mai sunt persoane de diferite naționalități care în aceste izolatoare de detenție provizore au și ei la ei aceste telefoane și am reușit să captez câteva imagini, clar că cu riscul mare, ca să rămân fără telefon sau alte consecințe, dar situația complicată în care mă afla, am decis totuși să risc și să captez câteva imagini în aceste izolatoare unde am fost deținut. Țin să menționez că o mare parte din aceste materiale deja vor fi publicate astăzi de la A și până la B. Totodată consider că acest material va demonstra minciuna celor de la Ministerul de Externe și sper că doar ori după această acțiune vor reuși sau îi va ajunge obrazul ca să vină cu o reacție. Acum o să o sun pe Aureliu Ciocoi, care îl consider unul din complicile acestei acțiuni împotriva mea și a Partidului Pace și care nu a reacționat nici într-un fel până la această etapă, care este prim-ministru interimar și în același timp are funcție de ministru de externe. Vedem, poate ne răspunde, să vedem cine comentează dumnealui. Nu răspunde domnul Ciocoi. Haideți să facem în felul următor. Materialul video despre filmul evenimentelor și ce s-a întâmplat în această perioadă îl vom plasa pe pagina de Facebook și pe site-ul Partidului Politic Pace, pe care unde îl puteți găsi, îl puteți vizualiza și să vedeți adevărul. Țin să menționez că condițiile în care am fost ținut atât eu cât și multe alte persoane care au fost acolo, nu au fost din cele mai bune sau cele mai plăcute. Mai mult ca atât, mai mult de 10 ore probabil nu am primit nici apă, nici mâncare. Și doar după insistența noastră au fost aduse la anumite persoane și s-au împărțit și cu noi. Dar mai multe de vedeți în acest video care reiterez, am reușit să le captez cu un telefon pe care l-am păstrat la mine și care au păstrat și alți deținuți, să vede și din imagine în aceste izolatoare. Această situație complicată ne arată cât de vulnerabilă este Republica Moldova. Această situație complicată ne arată cât de neprotejați sunt cetățenii Republicii Moldova în țară, dar și peste hotare. În țară, acolo unde cei care trebuie să aplice legea și să răspundă de securitatea statului și a cetățenilor nu-și fac treaba, iar peste hotare cei care trebuie să ne apere drepturile, să vină, să vadă cu ce probleme ne confruntăm, să ne susțină și să ne acorde tot suportul pentru a fi acordat la cel mai înalt nivel drepturile, la nivel internațional, nu-și fac treaba. La mine nu a venit nimeni timp de aproape 16 ore cât am stat
reținut. La colegii mei, Valentina Geamănă și Alexandru Cârpa, nu a venit nimeni de la Ministerul de Externe sau nu a telefonat pentru a se interesa care este starea lucrurilor acolo. Și acest lucru este foarte grav. Aceste lucruri, dar și alte cazuri, cum ar fi răpirea judecătorului Ceauz de pe teritoriul Republicii Moldova, răpirea celor 4 persoane de către regimul separatist de la Tiraspol și plasate în detenție în izolatoarele din Tiraspol, care și până astăzi autoritățile nu au putut să scoată la apă limpede, dar și multe alte lucruri care se întâmplă în Republica Moldova arată că țara noastră este foarte vulnerabilă la tot ce înseamnă securitate națională, apărare națională și, bineînțeles, că siguranța cetățenilor în țară și peste hotare. Din acest considerent, având în spate experiența bogată în organele de drept și aplicarea legii, inclusiv experiența de expert în cadrul Comisiei Unificate de Control de Reglementare a Conflictului Transnistrian, fiind un ofițer de rang înalt care am condus subdiviziuni puternice responsabile de combaterea criminalității, ordinii publice și apărare națională, vreau să lansez o invitație la o dezbatere. Invit la o dezbatere pe prim-ministru interimar domnul Aureliu Ciucoi și președinta Republicii Moldova, doamna Maia Sandu. Ambele persoane mă voi opri mai jos de ce le invit anume pe ei. Le invit joi ora 17 în fața Parlamentului Republicii Moldova, unde să avem o dezbatere publică pe tema securitatea națională. Propun câteva puncte pe care vreau să le discutăm la această dezbatere. Și oponenții mei pe care îi invit, îi rog să vină și ei cu completarea agendei, că probabil au și ei multe de spus. Primul cel mai important subiect este strategia națională de securitate națională. Este foarte important acest document care trebuie adoptat, trebuie elaborat de experți de cea mai înaltă calitate. Tensiunea din zona din Istru este un alt punct pe care vreau să-l discutăm la aceste dezbateri. Reforma Armatei Naționale este un subiect important care a fost lăsat de fiecare dată pe agendă mai pe urmă. Mai pe urmă, dar este un subiect foarte important și este o componentă a securității naționale. Reforma Consiliului Suprem de Securitate și includerea în acest format foarte important al statului persoanelor autentice, persoanelor profesioniști cu experiență. Cazul răpirii judecătorului Ceaus, care a fost răpit din centrul capitalei și până astăzi nimeni din autorități nu vin cu un răspuns clar și concret. Cine se face vinovat, cine a admis, cine este complice la această infracțiune foarte gravă de rapirea unei persoane de pe teritoriul Republicii Moldova. Rețeaua de spionaj condusă de liderul unui partid politic din Republica Moldova, care face zilnic filaj în privința oponenților politici, în privința demnitarilor de cel mai înalt rang din diferite instituții ale statului, inclusiv judecători și conducători din diferite instituții ale statului. Delegația Pace reținută la Moscova și tot calvarul prin care am trecut noi, la fel, este un punct important pe care trebuie să-l discutăm, fiindcă dacă cu noi s-au întâmplat politicieni, lideri de partid, vicepreședinte, toți trei candidați la funcție de deputat plecând într-o depăsare de serviciu, cu scrisori prealabile către Ministerul de Externe și Ambasadă și nimeni nu a reacționat nicicum, nici în același zi cu incident și nici până astăzi, vă închipuiți ce se poate întâmpla cu oricare om, cum ar fi și tatăl meu care a plecat acum câțiva zeci de ani la muncă peste hotare, în Sankt Petersburg, ori alte persoane care se duc și muncesc peste hotare pentru a-și căpăta existența. Oamenii aceștia nu-i mai scoate nimeni niciodată din locurile de detenție, dacă acestea au nimerit. Și nimeni niciodată nu-și pot închipui că ei pot vedea lumina zilei. Deoarece autoritățile Republicii Moldova, deoarece misiunile diplomatice nu-și fac treaba. Poate o să vă pară stranie această inițiativă de a invita la dezbateri pe președintele Republicii Moldova, doamna Maia Sandu, și prim-ministru interimar, domnul Aurel Ciucoi, dar eu cred că trebuie să ieșim din această campanie murdară, lansate cu diferite falsuri și zvonă, să atragem atenția asupra celor mai importante probleme cu care se confruntă Republica Moldova și cetățenii.
vorbim de siguranța națională și securitatea fiecărui cetățean în țară și peste hotare. Mai mult decât atât, i-am invitat pe cei doi, deoarece avem două cazuri cu o rezonanță deosebită în societate pe care oamenii stau cu ochii, mass media națională și internațională. Și aici planează suspiciuni, fiind lansate în spațiu public, în mass media și în diferite căi de informații, informații precum că Aurelie Ciocoi s-ar fi făcut complice de abuzurile în privința delegației Partidului Pace la Moscova, neglijența în serviciu a celor de la Ministerul de Externe și Ambasada de la Moscova și bineînțeles că consecințele care până astăzi, inclusiv falsurile tirajate despre noi, intenționat în mass media și la Comisia Electorală Centrală. Deci, planează suspiciuni că Aureliu Ciocoi, prim-ministru, fost ministru de externe și ministru interimar, ar fi complice la această situație complicată în care a nimerit Partidul Pace și eu personal. Totodată, spațiul public, mass media și diferite persoane pun în discuție că Maia Sandu, președintele țării, s-ar face complice indirect la răpirea judecătorului Ciauș de pe teritoriul Republicii Moldova. Și acest lucru trebuie dezbătut într-o dezbatere deschisă, publică, cu cărțile pe față, cu probe și cu argumente sau contraargumente. Anume, în acest considerent am hotărât, fiind o persoană informată, documentată, totdeauna mă pregătesc și culeg informații atât din sursele deschise, cât și din persoane de încredere care îmi trimit aceste informații, vin să invit pe cei doi. Deci, joi, ora 17, doamna Maia Sandu, președinte Republicii Moldova, domnul Aurel Ciocoi, ministru de externe și prim-ministru interimar al Republicii Moldova, vă invit la o dezbatere deschisă, tema securitatea națională, securitatea cetățenilor și subiectele pe care le-am propus. O să fac un apropo aici, da, conștientizez riscul și pericolul la care mă expun ieșind cu această inițiativă. Conștientizez că atât președintele țării cât și prim-ministru au toată puterea în mâini. Mă puteți face praf până în seară, îmi puteți strica reputația de 100 sau de 1000 de ori cu televiziunile care le aveți, cu organele de drept pe care le conduceți și le controlați, direct sau indirect. Dar eu vreau să vă spun că mie nu mi-este frică. Eu vă invit la un dialog deschis, la o dezbatere care toată societatea să cunoască adevărul. Noi trebuie să ne asumăm responsabilitatea și să creăm un stat de drept, un stat puternic, care să-și apere cetățenii în țară sau peste hotare. Și vreau să spun că campania de denigrare a mea, ca lider de partid și a Partidului Politic Pace, a început în cel mai murdar mod. Deja, dacă vorbim totuși de faptul că aceste două persoane după această lansare îmi pot încerca să-mi creeze orice fel de probleme sau să-mi denigreze reputația. Ieri, de exemplu, cei de la Deschide.media au publicat o informație mincinoasă, precum că eu aș fi cel care i-am publicat, care i-am pregătit și întocmit actele lui Dorin Damir în cadrul Ministerului de Interne fiind încadrat. Este o minciună, este un fals. Am dezmințit aceasta printr-un material video, printr-un comunicat de presă și colegii mei au mers cu un sunet, cu un mail, cu un demers către această redacție și le-au cerut să dezmintă această informație sau să publice poziția noastră. Ei au răspuns foarte grosolan, foarte arogant, că noi nu vom publica. Atât de obraznic se poartă presa în Republica Moldova. Reiterez, eu Deschide.md câțiva ani în urmă, i-am dat în judecată pentru calomnie și toate minciunile pe care le-au tirajat împotriva mea. Zile la rând, reprezentanții Deschide.media mi-au stat în genunchi la mine în birou, rugându-mă să-mi retrag cererea, fiindcă înțelegeau că pierd un proces pe care îi puneam pe burtă. Am făcut o greșeală, am făcut un apel la conștiință, la omenie și mi-am retras cererea de atunci. Dar văd că ei nu s-au învățat minte și eu greșeli nu voi mai face de acest fel. Voi merge până la capăt, vă acționez în judecată chiar astăzi. Aici am cererile de pregătite pentru instanța de judecată și bineînțeles către CCA. Chiar astăzi o să le depun. În aceeași manieră, Jurnal TV, o televiziune aservită, vorbește murdar la televizor, precum că eu aș avea trei hotele în trei țări diferite, o fabrică de țigări, o benzinărie, diferite înclădiri în Chișinău în care stă Andreu și altele. Colegul meu la dezbatere a încercat să demonteze aceste minciuni și falsuri. Dar se vede că conducătorul acestei emisiuni este bine plătit. Este aservit politic și are un singur scop. Denigrarea imaginii lui Gheorghe Căfcăliu. Denigrarea Pace.
și învârt aceste minciuni în fiecare zi. La fel și pentru ei am pregătit și acționez în judecată și la CCA. Stimați cetățeni, suntem într-o situație foarte complicată. Republica Moldova are o șansă unică să iasă din această mocirlă, să învingem toți acești mincinoși și cei care au saci cu bani și controlează puterea. Noi suntem o echipă de oameni profesioniști care niciodată nu am fost în politică, în parlament sau la conducerea guvernului, dar avem o experiență bogată prin care venim să facem ordine în Republica Moldova pentru oameni. Să construim acasă Europa. Să facem din Republica Moldova, din cea mai săracă țară din Europa, un stat prosper, în care fiecare cetățean să poată trăi în siguranță, în bunăstare, aici, la noi acasă. Echipa Partidului Pace este numărul 1 în buletinul de vot. Vă rog să votați cu încredere și să susțineți echipa de profesioniști, de oameni care știu ce au de făcut și vom face ordine în Republica Moldova pentru oameni. Aștept informații de la președintele țării și prim-ministru pe care am invitat la dezbateri. Sper că vor onora cu prezența să avem un dialog civilizat, deschis, pe probe și argumente și, cel mai important, să fie bazat pe profesionalism. Vă mulțumesc!